Salut! Doar câteva lucruri vreau să zic. Am un moment, o inspirație, câteva clipe. Cu toții avem în interior un animal. Un animal care este foarte puternic și fioros. Un animal care așteaptă să iasă, să prindă prada. Un animal care e viu și are foarte multă putere și explozie de viață. Un animal de care ne e frică de multe ori și îl reprimăm. Și societății în ansamblu este frică de acest animal din noi. Un animal pe care dacă nu-l cunoaștem, ne sabotează viața. Și e important să-l cunoaștem. E important să-i dăm spațiu, să-l înțelegem. Paradoxal, un animal care ne poate ucide, dar în același timp ne poate da forță. Forța de a fi noi înșine și forța de a îndeplini visele. Din păcate, în societatea în care trăim, acest animal a fost reprimat. Și am devenit băieți buni și fete drăguțe. Trăind după reguli sociale, ne e frică la orice pas. Ne e frică să spunem ce vrem, ce ne dorim, din frică de a fi respinși sau de a fi expulzați din comunitate. Acest animal este puterea din noi. Și aș vrea să știți chestia asta. E un mesaj pe care eu îl transmit foarte mult în ultima vreme la cursurile mele și prin exercițiile pe care le facem, prin conștientizările pe care au loc, puteți să descoperiți acest lucru. Și e nevoie și e urgent să facem această schimbare. A trezi animalul din noi nu este rău, dimpotrivă, este bine. Pentru că ne dă rădăcini și ne dă forța de a ne spune ce avem de zis, de a ne spune adevărul nostru interior. Vă salut și cam atât pentru azi. Aștept părerile voastre, împărtășirile și să ne vedem cu bine.